Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția curentă ne-am propus să discutăm despre alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 care s-au desfășurat în țara noastră, despre rezultatele obținute, despre corectitudinea lor și despre tot ce ține de acest exercițiu democratic ne-am propus să discutăm în cadrul acestei emisiuni. Invitații noștri sunt Igor Bucătaru, analist principal la misiunea de observare a alegerilor Promolex. Bună seara și bine ați venit! Și cu această ocazie am invitat și un reprezentant al Breslei noastre jurnalistice, este vorba de domnul Reniță. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bine v-am găsit. Domnule Reniță, cu dumneavoastră aș vrea să încep. Spuneți-ne, vă rog, cum vi s-a părut acest exercițiu democratic? S-a încadrat în limitele legale, nu am avut mari devieri de la normal și în aceeași ordine de idei, datele obținute, în ce măsură sunt relevante pentru a trage anumite concluzii? Vă rog, haideți să le luăm de la un capăt. Da, mie mi s-a părut cel puțin așa ca observator, nu atât de activ ca observatorii propriu zis. Da. Când au fost devirieri serioase de la normalitate, n-am... E adevărat că într-o secție de votare sau două s-a stins lumina și oamenii s-au folosit de lumânări, dar oricum nu este chiar atât de străină această iluminare, ținând cont de faptul că în ultimul timp la sate Union Fenosa stinge tot mai des lumina. Deci cred că n-au fost mari incomodități, lucrurile au fost rezolvate destul de repede. Probabil despre incomoditatea asta colegul meu o să vorbească, da, probabil să mai mult despre încălcări, dar ca observator și ca jurnalist n-au observat devieri care, să spunem, ar fi fost cumva mai evidente decât ceea ce s-a întâmplat la alte scrutinuri. Cât privește, m-ați întrebat de cifre, probabil că eu consider că principalii învingători, Sandu, Maia Sandu și Igor Dodon, nu au pe ce să plânge. Poate că Dodon, nu că poate, dar sigur domnul Dodon a dorit să câștige din primul tur și poate că avea asemenea posibilitate, dar nu s-a întâmplat. În schimb, doamna Maia Sandu chiar nu are de ce să plânge, ea a obținut practic și ceea ce nu și-a imaginat, a obținut în opinia mea maximum ce putea. A fost favorabil, deci, electoratul de dreapta, deci de fapt participanții, actorii electorali de dreapta au fost foarte, au avut o atitudine foarte bună față de dânsa în ultima săptămână, nu a fost atacată, n-a fost prea atacată nici din partea stângă. Deci, după cum știm, Mariană Lupu s-a retras în favoarea ei, a dorit să facă lucrul ăsta și domnul Leanc, a dorit să facă lucrul ăsta și Mihai Ghimpu, ceea ce vorbește de fapt nu despre o concurență acerbă pe dreapta, dar dimpotrivă de o susținere. Eu cred că și Leancă și Mihai Ghimpu au avut de pierdut din cauza că au făcut declarațiile de susținere și deci erau pregătiți să cedeze. Din cauza asta ei cred că au pierdut ceva, un procent, două. În general, lucrurile acum sunt o albie firească. Da, sunt o albie firească, scorul e 0-0. Dacă vreți, eu nu consider acum că scorul este 48-38, eu cred că scorul este 0-0. Cei care vin în turul 2 și vor să devină președinte a țării trebuie să-și reconsidere anumite viziuni, tehnologiile electorale, să le pună la punct, pentru că totul începe de la început. Ceea ce s-a clădit, adică ceea ce a fost prima repriză, deci s-a încheiat cu 0-0, putem considera, și vine repriza a doua, decisivă. Domnule Bucătaru, deschiderea unor secții de votare un pic mai târziu decât este prevăzut de către legislație.
persoane care au fost depistate având două buletine de vot, persoane care au încercat într-un fel sau altul să creeze anumite impedimente în buna desfășurare a acestor alegeri. Sunt cel puțin câteva dintre ceea ce s-a discutat pe parcursul zilei de ieri și vreau să ne spuneți ca reprezentant al Promolex-ului, cei care ați monitorizat aceste alegeri, ce încălcări au fost depistate și cât de grave sunt ele pentru noi? Mulțumim de prezentare. În calitate de misiune de observare a alegerilor Promolex, am încercat să acoperim cât mai plenar exercițiul de observare. Am implicat câte un observator pe termen scurt în fiecare secție de votare din acele 1981 deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Am acoperit circa 50% din secțiile de votare deschise peste hotarele Republicii Moldova și pe parcursul zilei am observat întregul proces pentru a veni cu niște constatări și niște concluzii. În acest sens, după conform observărilor Promolex, putem spune după ziua de 30 octombrie că nu am identificat încălcări grave care ar duce spre fraudarea alegerilor. În același timp, însă, constatăm un șir de probleme, deficiențe, să le spunem, ale sistemului nostru, al procesului de alegeri și toate pe care le-am grupat așa în câteva grupe de întrebări care cu siguranță că urmează să fie discutate, fiindcă vorbeam și anterior, misiunea noastră principală este să responsabilizăm. Să responsabilizăm atât statul în calitate de organizator al alegerilor, autoritățile electorale, cât și concurenții. Fiindcă de multe ori când se vorbește de organizarea alegerilor, de multe ori se face referință anume la autoritățile statului, dar noi prin rapoartele noastre dorim să arătăm că și concurenții sunt responsabili pentru acel comportament în ziua alegerilor, pentru acea educație a populației. Fiindcă să vedem pe parcurs, sunt multe momente, o încălcare pe care noi am reflectat-o pe parcursul zilei, menționată este agitația în perimetru, precum și în afara secției de votare, încercări de a influența alegătorii prin diverse metode, care deja ține nemijlocit de comportamentul, repet, al concurentului electoral. Revenind însă la situația, dacă se le luăm pe parcursul emisiunii, câteva momente pe care noi vrem să le menționăm, cel puțin pentru ca pe viitor să atragem mai mult atenție la ele, cu toate că regretăm și constatăm cu regret faptul că ele sunt repetitive, în mare parte au caracter repetitiv, noi despre dânsele vorbim. Un prim moment, chiar de exemplu, constatat chiar la deschiderea secțiilor de votare, ce ține mai mult poate de context, este prezența agitației, prezența afișajului electoral, care în mod normal, conform legislației, nu ar trebui să fie. Și aici noi, într-un fel, chiar putem să deschidem niște paranteze mai larg, să privim problema. Fac referință la raportul 4 al nostru prezentat înainte de alegeri, când s-a constatat că din acele sume declarate de către concurenți în cadrul fondului electoral, adică cheltuite nemijlocit în alegeri, 97% din inclusiv milioane, putem spune, de lei sunt cheltuite pe publicitate. Inclusiv stradală, inclusiv acele pliante, adică sume foarte mari de bani și aici noi venim și cu propunere, cu recomandarea în cadrul raportului respectiv, să încercăm să facem totuși, de exemplu, să reducem sau să interzicem acest tip de publicitate, cum este o practică inclusiv internațională și să oferim, poftim televiziunile naționale, cu ocupire națională, este posibilitatea de participare la dezbateri pentru concurenți, că să-și prezintă platformele. Este acea televiziune publică care inclusiv timp de antenă gratuit. Toate acestea, și apropo de dezbatere, destul de des se întâlnește situații când sunt dezbaterile, dar însă și concurentul nu vine lipsește. Reprezentantul, de exemplu, adică sau sunt cazuri când chiar nu dorește, adică sunt modalități în care li se propune. Și pentru a-i pune pe picior de egalitate în acest sens, de exemplu, pe concurențe, noi și veneam cu această propunere, cel puțin discuție, ca să fie luat în considerație acest moment. Domnule Reniță, spuneți-ne, vă rog, astăzi domnul Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, a ieșit în cadrul unei conferințe de presă în care a îndemnat, de fapt, reprezentanții de stânga ca să se unească măcar pe ultima sută de metri în vederea susținerii unei candidaturi sau alteia care a ieșit în turul 2. Spuneți-ne, vă rog, în viziunea dumneavoastră, cât de posibil este așa zisa coaliție pentru stânga, pentru partidele de stânga în vederea susținerii domnului Dodon? Probabil asta se avea în vedere pe ultima sută de metri, făcând referire la evenimentele din ultima săptămână și acțiunile de pe dreapta în vederea susținerii celuilalt candidat. Nu știu, eu cred că
nu este timp pentru coaliție formalizată, propriu zis, pentru a susține pe domnul Dodon. Cei din stânga, de pe stânga, pot să o facă fără a se, mă rog, angrena într-o anumită organizație, pot să o facă din oficiu, adică altceva că puteau să o facă până acum. Eu mă refer mai ales la cele 5% care practic au 6, care au fost furate domnului Dodon. El chiar a spus asta bine, a spus-o alegoric, da. A spus-o printr-un proverb: păzește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani mă voi păzi eu singur. Deci trebuie să înțelegem, îmi permit să descifrez pentru cei care și așa au înțeles, că de fapt a fost vorba despre faptul că partidul nostru, domnul Ciubașencu, dar de fapt deci domnul Renato Usatăi n-a dorit să-i întindă mână și n-a dorit să-i ofere deci sprijin în primul tur. Dacă îi oferea, este clar că deci era rezolvată problema din primul tur pentru domnul Dodon și el era să câștige. O spun asta nu din cauza că sunt simpatizant sau sprijin cumva Partidul Socialist, o spun ca un moment tehnic. Răspunzând la întrebarea dumneavoastră pentru consolidarea stângii. Stânga oricum pare oarecum mai consolidată decât dreapta. Dreapta este foarte decimată, foarte fărămițată în mod tradițional, așa și se întâmplă. De obicei avem doi, ori cel mult trei actori politici puternici pe stânga și de la 4 la 7 la 10 avem pe dreapta de fiecare dată. Asta exprimă într-un fel starea societății noastre. Noi mereu facem chemări pentru a ne uni și, din păcate, nu ne putem uni la bine, ne unim mai mult la rău. Domnule Reniță, ați pomenit ceva mai devreme în primul răspuns al dumneavoastră despre retragerea domnului Lupu din această campanie electorală. Da. Eu vreau să deschidem un pic parantezele. I s-a sugerat, s-a luat singur decizia, în ce context, cum s-a întâmplat lucrul ăsta, ca după aceea să vedem că, cel puțin la capitolul inițiativei, a mai urmat și domnul Leancă și domnul Ghimpu, dar totuși au rămas în campanie electorală. Eu nu sunt partizanul scenariu ocult, atâta timp cât, deci de obicei operez cu ceea ce se vede. S-a văzut că pentru Partidul Democrat este, din punct de vedere politic, convenabil să facă pasul pe care l-a făcut, pentru că în principiu Partidul Democrat, care îl considerăm la guvernare, propriu zis, deci va avea suficiente probleme ori cu un președinte, ori cu altul, ori cu Maia Sandu, ori cu Igor Dodon. Ei au preferat, în mod normal, fiindcă sunt un partid care s-au declarat pro-europeni și tot ce face în ultimul timp guvernul domnului Filip, deci este orientat spre anumite reforme pro-europene, deci era normal să susțină un candidat pro-european. Asta au făcut. Altceva că, dacă, cum spuneți dumneavoastră, deschidem parantezele, noi nu putem fi siguri unde s-au dus voturile, pentru că prima reacție a electoratului, Partidul Democrat, eu cred că a fost confuzie. Confuzie. Cel puțin o zi. După care, sigur că nu toate voturile au plecat la Maia Sandu, o parte a plecat, cred că chiar și la domnul Dodon, din câte am avut informații, mai ales din nordul Republicii, o parte au plecat spre alți concurenți electorali, dar știu că sunt foarte mulți care nu au mers din cauza asta la votare, pentru că așa și nu s-au putut determina și sunt, nu știu cât de mulți, dar sunt și de cei care pur și simplu au plecat și și-au anulat, iar să zic, abonamentul. Deci și-au anulat candidatura. Nu, buletinul de vot. Au mers și au tăiat tot, ori l-au stricat, într-un cuvânt. Iată ce s-a întâmplat în opinia mea. Poate nu am dreptate, dar este ceea ce am cules eu, datele care le-am cules înainte cu o zi de scrutin și după. Domnule Bucătaru, chiar în dimineața zilei de ieri, colegii noștri din media au scris despre faptul că anumiți observatori Promolex au întâmpinat unele dificultăți în recunoașterea lor în anumite secții de votare. Spuneți-ne, vă rog, au fost cazuri unicale? Că în ce a constat până la urmă problema?
Este un moment care, într-adevăr, este regretabil. Noi am subliniat momentul ăsta că suntem deja al nu știu câtelea scrutin și când întâlnim situații când este obstrucționat accesul în secția de votare, este un moment care considerăm noi că deloc nu face față procesul respectiv. Au fost situații când chiar și ce ține de începutul procedurii de vot, au fost situații când pe parcursul zilei, am avut o situație când chiar un președinte poate de birou prea activ pentru câteva timp chiar a confiscat telefoane de la toți observatorii, cei ce sunt momente care depășesc în principiu norma legală. Dar reiterăm ideea că, să spunem, noi ca misiune de observare din partea societății civile am fost practic cei mai prezenți în acest sens. Au fost și observatori de la partide, de la concurenți, mai bine spus, și considerăm că toți, inclusiv, ne contează faptul că ești din partea societății civile, din partea concurenților, observatorul conform legii are dreptul și poate să asiste la toate procesele electorale care se desfășoară în ziua aceea, fiindcă ideea principală, prin această monitorizare, alegerile au credibilitate, au legitimitate. În măsura în care lumea observă ce se întâmplă, începând cu de acea dimineață, cu acea chiar până la deschidere, cu pregătirea secției și terminând cu ultimele momente ce țin de numerarea voturilor. Doar în aceste condiții de colaborare între autoritățile electorale, organele electorale și observatori se va putea reuși un proces credibil. Fiindcă mesajul nostru este permanent că nu contează mecanismul, nu contează modul sau tipul de scrutin. Contează ca cetățeanul să aibă încredere în votul în care el l-a oferit și să fie sigur faptul că dacă a votat pentru un anumit concurent, el va fi contabilizat respectiv la momentul acesta. Eu vroiam să vă întreb până la urmă dacă aveți datele definitivate la capitolul participare la urnele de vot a concetățenilor noștri. Ultimele date pe care le-am văzut eu arătau 1.400.000 și ceva de mii. Care este cifra finală? Nu m-am documentat în acest sens că la moment și în principiu asta nu ține de procesul de monitorizare a nostru, nu e mijlocit de interesul nostru, adică nu m-am documentat în sensul ăsta. Domnule Reniță, spuneți-ne vă rog, atunci când vorbim de participarea la urnele de vot și rolul diasporei în toată epopeia asta, astăzi rețelele de socializare au fost destul de pline de un mesaj. Liderul Partidului Liberal a obținut sau s-a clasat pe locul 3 după alți concurenți raportat la voturile din România. Cum s-ar clasifica această, nu știu, ierarhizare până la urmă? De ce? Unioniștii pierd teren și destul de tare. Probabil că nu unioniștii în general pierd teren. Ei au în ultimul timp, după diferite estimări, urmărim toate sondajele, să zicem, din ultimii 2 ani, au de la 15% până la 20%, după niște estimări optimiste. Dar ceea ce ne spune nouă practica, în general, votările, deci au în jur de 12-15%. Doamna Guțu s-a învrednicit probabil de 1% plus minus, domnul Ghimpu eu 4%. Cred că, și nu asta nu o spun eu, dar am văzut o sumedenie de reproșuri și replici aruncate de unioniști în rețele de socializare, unde i-au spus că, de fapt, oamenii care, în primul rând, că nu au avut un singur om, cum era de dorit și așa cum își doresc toți, deci un anumit segment electoral de fiecare dată, cum a vrut dreapta, oricum a vrut stânga, așa au vrut și unioniștii să aibă un singur reprezentant. În rândul 2, tot acești unioniști în rețelele de socializare spundesc că nu au fost oamenii care îi reprezintă și că de fapt domnul Ghimpu, pe care l-ați nominalizat dumneavoastră aici, din nou nu o spun ei, dar o spun foarte mulți unioniști, că nu îi mai reprezintă și că mulți au pur și simplu biletul de partid în buzunar, dar n-au mers să voteze pentru Mihai Ghimpu și lucrul ăsta s-a văzut exprimat în voturi, deci a fost, cum să spun eu, ca să aleg un cuvânt mai tolerant, lamentabil a fost. Eu cred că domnul Ghimpu a avut o intenție bună inițial cu o zi ori două înainte de scrutin, când a spus că deci se retrage și el în favoarea... Cu anumite condiții. Bine, știind probabil dumnealui cel paște în rezultat, putea să fie mai blând în privința condițiilor care le-a pus.
Din păcate, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Dacă doamnei Guțu, care a mai fost într-o echipă pro-unionistă și s-a prezentat destul de bine, era, acum a încercat de una singură să facă acest exercițiu, nu îi puteam reproșa prea multe, atunci, deci, până acum, totuși, Partidul Liberal a fost partidul care reprezenta sau spunea că reprezintă, dar chiar reprezenta și a reprezentat o multă vreme, deci, doleanțele unioniștilor. Acum, deci, eu cred că acest scrutin a pus punct și mândrie astea și puterii de reprezentare a Partidului Liberal și mai multe lucruri. Eu cred că și chiar în România, deci, atitudinea față de Ghimpu este la fel ca și aici, în Republica Moldova. Deci, sunt multe dezamăgiri în privința acestui personaj politic și probabil că dumnealui ar trebui totuși să facă concluzia. Dacă mai permiteți o paranteză, da, el putea să facă un bine partidului atunci când a fost momentul și să-l înainteze pe domnul Chirtoacă în fruntea partidului și atunci poate și primăria avea un primar, un alt fel de primar, nu ca domnul Chirtoacă, și partidul avea un alt fel de lider. Domnule Bucătaru, spuneți-ne, vă rog, la capitolul votări peste hotare, asociația pe care o reprezentați dumneavoastră are anumite date cum s-a votat în străinătate și care de fapt au fost unele probleme? Cum s-a votat? Ce ține de votul peste hotare, amintesc că au fost deschise 100 de secții de votare, cu 5 mai mult decât la scrutinul din 2014 parlamentar. Și aici tot amintesc faptul că chiar în studioul dumneavoastră discutam un moment ce ține de raportul 3 când îl prezentam, da, despre faptul că o problemă pe care noi atunci am sesizat-o și am menționat, am subliniat poziția noastră, să spunem, pe subiectul reducerii numărului de secții de votare din Marea Britanie. Și am ajuns la ziua votării când s-a văzut acele cozi care la Londra erau, ce ține de votarea concetățenilor noștri. Fiindcă toate datele, toate temerile legale și înregistrarea prealabilă și acel rezultat al votului din 2014 demonstrau, de exemplu, că în această țară urma cel puțin să fie suplimentat încă o secție, însă în schimb ea a fost redusă și avem situația care avem. În rest, însă, în linii mari putem spune că a avut loc respectiva votare peste hotare. Sunt aici mai multe momente poate de discutat, de ce ține de organizare. În rest, în cea mai mare parte statul, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a reușit să facă pață, putem spune, dar în același timp menționăm un șir de la fel încălcări care au fost depistate. Bine, au fost și momente strict organizatorice, chiar să spunem așa, de pregătire, faptul când Statele Unite, de exemplu, s-au confundat două secții când listele pentru Washington s-au trimis la New York și invers, cele de la New York pentru Washington, moment care a făcut ca să se voteze pe liste suplimentare. Până la urmă nu este o problemă mare, fiindcă specificul votului peste hotare este că anume se votează pe liste suplimentare în cea mai mare parte. Aducem aminte faptul că în listele de bază sunt incluși cei care s-au înregistrat prealabil, iar noi înregistrarea prealabilă, vorbeam, este de 5.000 și ceva de persoane, iar au votat peste hotare 50 și ceva de mii. Și majoritatea lor absolut au votat anume pe liste suplimentare, să spunem așa. Au fost alte, dacă să spunem așa, devieri de la normalitate. A fost că am avut situații când s-a deschis cu întârziere, cazul cu Odessa, când cu 40 de minute s-a întârziat deschiderea secții de votare, situații când se făcea agitație electorală în perimetrul secției de votare pentru un anumit concurent. Au fost situații cu transport organizat, când au constatat observatorii noștri, când alegătorii se apropiau în grupuri, și alte momente. De asemenea, aduc aminte că specific pentru votul peste hotare a fost că li s-a permis să voteze cu pașaport expirat, în sens de termen. În același timp menționăm că
Sunt și alte modalități în practică internațională care fac ca să fie votul cetățenilor peste hotare mai accesibil. Este mult mediatizatul și la noi discutatul vot electronic, este votul prin corespondență, însă mesajul nostru, poziția Promolex în această problemă este că contează cel mai mult, repet, ca votul să fie sigur. Și vorbeam că este dificil, într-un fel, în condițiile în care nu avem siguranță de securitate cibernetică, de exemplu, ca să votăm noi, adică să implementăm acest mecanism. Dar, ca idee, cu siguranță că ar fi oferit concetățenilor noștri mai mare accesibilitate și mai mult posibilitate de a se implica în procesul electoral. Domnule Bucătaru, dacă vorbim de dotarea corespunzătoare a secțiilor de votare, atât din țară cât peste hotare, a fost făcută conform prevederilor? În principiu, au fost momente când noi în raportul 4 am menționat la jurnal alegeri despre faptul că în câteva momente foarte importante și le-am menționat că trebuie să fie soluționate. Vorbind cel mai simplu lucru, de exemplu, regulamentul, instrucțiunile CEC-ului vorbesc despre acea recomandare ca toate să fie asigurate cu pante, de exemplu, pentru persoane cu accesibilitate redusă, spunem, cu necesități speciale, cu aparatul locomotor. Da. Și cu regret nu avem această acoperire națională. Este o problemă care rămâne în vigoare. În același timp vorbea colegul despre anumite situații când, de exemplu, s-a deconectat agentul energetic. Da, curentul electric, au fost care în principiu au fost remediate în momentele acestea, serviciile respective au intervenit. Un alt moment care aici problematic a fost cu agentul termic, nu în zadar vorbeam, fiindcă nu au fost asigurate și în condițiile care se cunoștea că e 30 octombrie este aici, adică condițiile pentru aceiași membri de birou. Și apropo despre activitatea membrilor de birou, ce am observat, ce au constatat observatorii noștri și cu această statistică, chiar aș spune pe undeva alarmantă, vine Asociația Promolex, este că s-au înmulțit, să spunem noi, a crescut considerabil numărul de comportament agresiv a alegătorului față de membrii biroului. Am avut raportate multe situații când alegătorii vedeau în membrii biroului ca, să spunem așa, persoane care nu le creează dificultăți, considerau ei, în realizarea votului. În cea mai mare parte am observat că lucrul ăsta, totuși, de multe ori membrii biroului aveau dreptate, fiindcă se conduceau de norma legală, dar, repet, este o constatare îngrijorătoare pentru noi. Domnule Reniță, chiar unii din colegii noștri de la postul nostru de televiziune, atunci când au mers ca să-și exercite dreptul la vot, au constatat că în apartamentul în care locuiesc mai figurează 2-3 persoane. Faptul ăsta a alimentat mitul că se votează sau votează și morții? A fost mediatizat până la urmă, am văzut iarăși la diferite posturi de televiziune, tocmai de ceea ce ne-a fost teamă, nu am scăpat? Nu, știu, cunosc și eu personal cazuri, chiar a unor cunoscuți care mi-au spus că au descoperit cu stupefacție că mai locuiește cineva. La ei în apartament, da? Chiar nu apartament, chiar în casă de la țară, da, chiar în casă de la țară. Și da, noi discutăm de mult problema asta, dar consider că nu avem o soluție eficientă, pentru că, de exemplu, omului, cunoscutului meu care a mers și s-a plâns și data trecută, i s-a spus că trebuia să rezolvați dumneavoastră problema asta dacă vă deranjează. Chiar dacă respectivul cunoscut la scrutinul trecut a raportat că este, mă rog, deranjat de asemenea lucruri. Asta alimentează mitul ăsta că alegerile ar putea fi fraudate? Da, eu nu pot spun despre faptul că putem considera ori nu din cauza asta. Mă gândesc, de exemplu, că la nivel de țară, unde satele nu sunt prea mari, lesne se poate verifica. Deci, dacă este ori nu este omul, oamenii se cunosc. În oraș, mai greu. Dar asta e un aspect, spunem așa, pe care îl observăm întreagăt. Nu am auzit nici din partea CEC-ului, nici din partea guvernării, nici din partea societății civile care exista, sau poate greșesc eu, și să nu s-a discutat serios despre o soluție eficientă. Pentru că ar trebui cineva să ia asupra lui responsabilitatea asta legal, ori prin altă acțiune, nu știu, prin o acțiune obștească,
și să facem reguli în chestia asta, pentru că noi nu mai vorbim. Iată acum ne enervăm, o să treacă vreo câteva zile și toți vor uita despre acest lucru. Domnule Reniță, cum se întâmplă că unii candidați electorali nu au acumulat nici cele 15.000 de voturi care le-au, mai bine semnăturile care le-au fost încredințate? Ei, asta se întâmplă mereu. Mi-aduc aminte că în scrutinile parlamentare trecute, când sunt foarte mulți candidați independenți care trebuie să adune un anumit număr de deci de semnături și de obicei, de exemplu, dacă erau, mi-aduc aminte, 99 sau 98, 2000, nu știu acum dacă s-a păstrat această cifră de semnături, pentru candidatul independent, unii adunau 300, deci pentru ei votau 300, 400, vorba, știi, bancului, cu primarul care a obținut un singur vot și a plecat acasă și a tras o palmă soției. Deci, lumea nu-și estimează posibilitățile să avânte în lupta asta politică. În aceeași poveste care spuneți dumneavoastră, candidați independenți, este tot o paralelă cu ăștia care de la partide, care, de exemplu, au, adică 4.000 de membri, dar când iau un scor de câteva sute, de exemplu, dacă îl iau... Păi cazul Partidul Liberal, când deci au strâns 23.000 de semnături, au votat mai puțin, dar spun că au 30.000 de membre de partid. Mă rog, momentul care vorbeam și chiar începând cu luna septembrie l-am menționat cu activitatea acestor grupuri de inițiativă. Fiindcă, aduc aminte, este perioada electorală, era acel 30 august când erau desemnați candidații pentru prezidențiale și când se constituiau grupuri de inițiativă. Un grup de inițiativă care are de la 25 la 100 de oameni, apare întrebarea și pe urmă cu siguranță că legislatorul trebuie să gândească în ce măsură este real și în ce măsură este, adică să nu facem un fel de, să spunem în ghilimele, spuneam ipocrizie electorală, să ipocrizie legală, în sensul că notăm că de la 25 la 100, când realmente noi am constatat că cea mai mare parte din cei, o bună parte din cei care au colectat, avem cifre concrete, așa, și nu erau persoane autorizate, nu erau membri acestui grup. Și aici apar multe momente care le-am atenționat, faza chiar și cu mulți concurenți care chiar și recunoșteau că, de exemplu, primarul pentru noi ne ajută sau primarul să colectăm aceste semnături în condițiile în care primarul, de exemplu, este cel ce colectează, primarul este cel care autentifică, adică momente care trebuie legislatorul să le gândească și real să vedem lucruri, cine poate să adune, cum poate, în ce condiții și mai departe, că trebuie momentul ăsta. Și încă norma legală, fiindcă dacă vorbeam tot de campanie, un moment care cu siguranță că poate n-a influențat, să spunem noi, sau nu putem statistic sau sociologic, spunem în ce măsură s-au influențat sau mai puțin, dar ca normă legală ce trebuie să fie modificată și ce trebuie să avem pentru viitorul start de campanie electorală a prezidențialului este ca toți să înceapă să, cum se spune, pe picior de egalitate. În ce sens? Noi am avut situația acum când anumiți concurenți electorali înregistrați au început cu 7 mai târziu, pur legal, cu 7 zile mai târziu, pe motiv că au fost înregistrați dincolo de limita de început de campanie electorală, când ea trebuia, de exemplu, 30 septembrie, da, 30 octombrie, dar urma depunerii listelor, urma verificării listelor de subscripție respective au fost înregistrat, a fost legal, a fost, adică ei au fost înregistrați legal, dar problema este că legea trebuie așa făcută ca totuși să înceapă oficial toți legal cu pe picior de egalitate în același termen. Și tot discutându aici cu într-adevăr, este un moment cum spuneați și dumneavoastră, pur psihologic cu registrul de stat alegătorului, cum ești în baza acestui deja formăm listele cu 22 de zile. Într-adevăr, noi, observatorii noștri nu au constatat situații când deja folcloric vorbind decedații votează, dar în același timp același mesaj rămâne că statul, autoritățile statului, între dânsele trebuie să clarifice de comun acord să soluționeze această problemă. Fiindcă, de exemplu, la legile chiar din ziua de 30 octombrie au fost anumite constatări când adresele diferă sau, de exemplu, stradă, stradelă. Lucruri ți-ar părea simplu, dar, de exemplu, raportat în Comrat, Congaz, când este stradă, este stradelă cu același nume, sunt grupuri de oameni care
înregistrați la Congas, votează la Comrat, adică momente de astea care cu siguranță că autoritățile statului între dânsele, același registru, același cec, același cadastru, adică toate să vină cu o poziție comună și cu în perioada respectivă. E bine că s-a soluționat un moment sau cel puțin a fost o deschidere din partea registrului ce ține de buletine de identitate provizorii, care pe, nu doar în ziua votării, conform codului electoral, în ziua votării li se asigură gratuit. De pe 25 a început procesul și a încercat să rezolve situația și cu acei care nu au nici domiciliu, nici reședință, să elibereze adeverința respectivă. Și noi constatăm momentele astea pozitive și venim cu recomandarea ca și în problema registrului de stat legătorului, totuși să fie făcută ordine. Fiindcă spuneați, repet, ideea că cel puțin psihologic asta deranjează pe cetățeni și apare ideile care de fapt da, de fraudare. Domnule Reniță, atunci când analizăm segmentele de vârstă și participarea lor la urnele de vot, constatăm că, cu părere de rău, aș putea spune, tinerii au avut o participare destul de joasă. Cum se explică faptul ăsta? Chiar tinerii să fie indiferenți față de tot ceea ce se întâmplă sau pur și simplu ei sunt plecați și nu sunt acasă? Nu, cred că e explicabil. Că tinerii sunt apolitici până la o anumită vârstă, nu știu, la noi s-a vorbit că până la 25 de ani, deci pur și simplu așa s-a înregistrat. Deci nu e o noutate. Cam peste tot locul în lume, tinerii sunt apolitici pentru că până la o anumită vârstă nu prea le pasă. Pentru că problemele lor adevărate apar de regulă după ce se căsătoresc, după ce încearcă să practice o anumită profesie în permanent, constant și abia atunci ei se ciocnesc cu anumite probleme a statului, a societății, probleme de, care le, se iscă la locul de lucru și așa mai departe. Și abia atunci încep a conștientiza, deci, de fapt, în ce spațiu politic, de stat, de muncă se află. Nu-i nimic. Unii am mai auzit păreri că, de fapt, în Chișinău o bună parte din tineri, adică mai ales studenții, au fost influențați de un singur partid, de Partidul Liberal. Vine vorba, deci n-am nimic cu partidul ăsta, pur și simplu așa apar exemplele azi. Nu le-am orânduit special, nu le-am ales special. Nu știu dacă e adevărat și că fiindcă, deci, acum Partidul Liberal, mă rog, nu mai este ce a fost. Tinerii, studenții, mai ales, au refuzat să vină să voteze pentru acest partid și respectiv și pentru altele și așa mai departe. Deci, ca și cum este o masă, cineva a pus monopol. Nu prea vine a crede, dar am auzit de la un expert o asemenea opinie pe care probabil nu putem ignora. Domnule Reniță, dacă analizăm harta cum s-a votat sau prioritatea cărui candidat i s-a dat, atunci Nordul și Sudul au ales pentru sau și-au exprimat votul pentru Igor Dodon, Centrul a optat pentru doamna Sandu. Cum se explică faptul ăsta? S-a lucrat mai mult, mai concentrat în anumite zone sau se dă prioritate unui anumit candidat pe anumite segmente ale vieții social-politice? Sudul și Nordul, deci localitățile care se află mult departate de capitală, deci de regulă au o mentalitate tradiționalistă. Deci ei sunt mai tradiționali în felul de a vedea lucrurile, sunt, dacă vreți, mai nostalgici. Tot așa, dacă vă aduceți aminte, s-a votat pentru Voronin. Deci, tradițional așa votează stânga când are când vede în cineva un lider. Deci, localitățile, oamenii care se află, gravitează în jurul capitalei, sunt mai aproape de hai să spunem, de centrul ăsta a noilor tendințe, sunt mai aproape de cei care fac anumite reforme și, dacă vreți, sunt și mai ușor manipulați, pentru că asupra lor ei sunt influențați de mai multe instrumente de manipulare. Putem să spunem și în acest fel. Dar cred că
Principalul factor este tradiția, este conservatismul celor cu cât mai departe de capitală, deci cu atât omul este mai conservator, este mai, deci nu riscă atât de mult așa cum ar risca, deci un om care, mă rog, se află în capitală, ori pe lângă capitală și care este oricum atras mai activ, mai dinamic de tumultul acesta a vieții. Acum, în ultimul timp, de cei care au votat cu Maia Sandu, probabil sunt mai pro-europeni, iar tendința asta pro-europeană totuși s-a răspândit de la centru înspre periferie și nu invers. Domnule Bucătaru, reieșind din prezența la urne, alegerile ar putea fi validate sau vor fi validate. Spuneți-ne care este procedura până la urmă și dacă pe data de 13 noiembrie vom avea cel de-al doilea scrutin electoral. Cifrele sunt care sunt, atât ce ține ca poziție am unei emisiuni de observare, am spus-o de la începutul emisiunii, nu am constatat încălcări care ar influența, care în urma cărora am putea vorbi de fraudarea legilor, respectiv autoritățile statului urmează să prezinte cifrele finale conform numărării rezultatelor voturilor din toate 100% de procese verbale și în condițiile în care niciun concurent electoral nu a trecut de acel 50% plus un vot, urmează să fie organizat cel de-al doilea tur de scrutin. Cunoaștem că avem prag de valabilitate, să spunem, a legilor de acea o treime, care pe parcursul anului a scăzut, ține minte, era de 50%, la fel acum avem de o treime care permite să vorbim despre faptul că deja sunt valabile alegerile noastre. Cei ce încă un moment tot vroiam aici la, putem spune, capitolul noutate, spuneți, ce ține de observarea alegerilor, un fenomen care era întâlnit și în celelalte scrutine, dar acum mai pregnant, să spunem așa, mai accentuat, este la tentativele de fotografiere a buletinului de vot. Ilegal sau ca, este ilegal, dar ce vreau să zic, bine, dacă norma legală, să ne conducem de norma legală, spune că nu e buletinul de vot care este deja votat. Asta e. Și unii putem interpreta, să spunem, că până a fi votat, dar în sensul ăsta revin la ideea că, cel puțin din observările noastre, a fost cel mai des, comparativ cu celelalte scrutine, când cetățenii, alegătorul, își votau opțiunea pentru care, și mai bine spus, și fotografia opțiunea din buletinul de vot. Ce este, repet, este o încălcare a normei legale. Deja în zona speculației întrăm pentru ce face. Poate cineva din tineri, poate un trend, dacă observăm pe rețele apar diferite, dar pe noi ca misiune de observare ne-ar deranja și ne interesează momentul în ce măsură putem vorbi de anumite corupere, de cazuri de corupere legătorul în condițiile în care avem o dovadă în acest sens. Și noi la fel venim cu poziția că acest este o încălcare din partea alegătorului. Însă, pe de altă parte, menționez și exemplul de mai sus, când spuneam că anumiți președinți de birou, de exemplu, prea atenți cu observatorii, să nu uităm că alegătorul nu are dreptul să fotografieze, pe când observatorul este cel care, conform codul electoral, conform regulamentului, cu privire la statutul observatorilor, are dreptul, pe parcursul zilei de votare, să filmeze și să fotografieze, în special ce ține de probare anumitor momente. Spuneți-ne, vă rog, la declararea buletinilor de vot rebutate, aproximativ dacă aveți o cifră și de ce întreb lucrul ăsta, pentru că vreau să ajung în albia informării concetățenilor noștri la capitolul votare corectă, da? A existat o cultură, până la urmă am avut zeci de mijloace de informare în masă, s-a știut cum se... Legislația Republicii Moldova, apropo, și fac referință în primul rând la codul electoral, este destul de permisivă la acest capitol. Principiul de bază, când vorbim noi că este un buletin, este valabil și cealaltă parte nu este valabil, este ca să fie clar opțiunea alegătorului. Este norma care spune că avem acel cerc în patrulatel care ne spune că trebuie să aplicăm ștampila votat în cercul respectiv. Însă, în același timp, dacă am ieșit din cerc,
nu este o problemă și adică oricum ei sunt instruiți, membrii biroului, este centru de instruire în domeniul electoral, instituție care explică acest moment și le spune că nu este problemă, chiar dacă este ștampila aplicată lângă patrulaterul respectiv, dar, repet, ideea principală că să fie clară opțiunea alegătorului. Și clar lucru că problema intervine deja din momentul în care avem aplicate mai multe ștampili, atunci deja, zic eu că cetățeanul nostru cunoaște acest moment, este nu prima dată când se folosesc aceleași mecanisme, legislația este una constantă în acest domeniu și ce ține de valabilitate. Dar la capitolul votare cu urna mobilă? Cum am stat? Am depistat unele inexactități, unele călcări? Este aici un moment ce ține nemijlocit de procesul de observare în cadrul misiunii de observare Promolex, este faptul că observatorii noștri nu urmează cu urna mobilă, ei se află pe parcursul întregii zile în cadrul secției de votare. Dar ce ține de votarea cu urna mobilă, cunoaștem, este vorba de cei doi minim de membri ai biroului electoral care pleacă în dânsă, dar este și dreptul observatorului și aici în primul rând este interesul concurenților electorali care au observatori în cadrul secției să urmărească respectiva urnă mobilă. Norma spune foarte explicit în acest sens, dacă vorbim de ziua alegerilor, că se iau atâtea buletine de vot câte persoane sunt, da, câte cereri sunt înregistrate. Și când se duce urna mobilă, este prezentată lista, este prezentată, se numără buletinile și când revine, se prezintă. Problema ce a apărut aici, apropo de urna mobilă și în general, este una tehnică până la urmă, dar repetitivă, asta este grav și al doilea moment că din cauza aceasta totuși iarăși implică anumite momente psihologice și chiar legale. Faptul că acele instrumente de sigilare, să le numim noi, acele fire plastice care erau folosite s-au deteriorat foarte des, inclusiv în cadrul acesta și acesta este un moment, repet, care l-am depistat atât pentru urna staționară, au constatat observatorii noștri, cât și pentru urna mobilă. Ceea ce în opinia noastră, adică trebuie să fie mai calitative și este recomandarea pentru autoritățile electorale responsabile de aceasta. O întrebare scurtă în 30 de secunde pentru domnul Reniță. Spuneți-mi, vă rog, țările vecine pot influența scrutinul 2? Pentru că am avut reacții și din est și din vest la ceea ce s-a desfășurat ieri la Chișinău și în toată țara, de fapt. Eu cred că pot și cred că ei o fac, dar putem vorbi despre acest lucru numai cu documente și pe cu masă. Argumentele respective pe masă. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția care ne-ați urmărit. Invitații ediției de astăzi au fost Igor Bucătaru, Promolex, și domnul Reniță, jurnalist. Domnule Reniță, domnule Bucătaru, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a răspunde la aceste întrebări. Sunt Vlad Madan, vă urez o seară bună!